România educată merită câte o petrecere din când în când. Ministrul Educației Ligia Deca și-a scos subalternii din minister la un chef într-un restaurant de fițe din capitală, iar gurile rele spun că plata s-a făcut chiar din fondurile ministerului. Ligia Deca, alături de aproape întreaga conducere a Ministerului Educației, au petrecut la un restaurant amplasat la aproximativ 100 de metri distanță de birourile lor. Exact luni seară, adică în ziua în care 10 de elevi protestaseră la ușa Ministerului că au rămas fără transport, iar în regiunea Moldovei se închideau sute de școli din cauza viscolului. Chiar în orele în care ei petreceau acolo, erau într-o, după cum spunea domnul secretar de stat Alexandru de la PSD, erau într-o întâlnire non-formală, când și acolo stăteau, petreceau și discutau nu teme de educație, chiar la acele ore în teritoriu erau probleme, discutau dacă se închid școlile și erau elevi care aveau probleme cu transportul, să plece de la școală din cauza viscului și a zăpezilor. De obicei, un ministru al educației, când intervine astfel de probleme meteorologice, deosebi în sezonul rece, are de urgență videoconferință cu șefii inspectoratelor școlare. Doamna Deca nu putea, pentru că sunt la restaurant, la restaurant mai greu să faci videoconferință cu inspectorii. Mai mult, surse de minister sugerează că nota petrecerii ar fi fost acoperită cu bani de la bugetul de protocol al Ministerului Educației pe anul trecut. Ministrul Ligia Deca le-ar fi transmis colegilor că au mai rămas bani necheltuiți în 2023. Ministerul a venit apoi cu o precizare, a spus că a fost organizat un eveniment în afara programului. A spus și că nu au fost folosit bani din protocol. Asta transmite ministerul. Deci ei subiați că doar a fost înaintea programului, dar încă o dată, ești ministru, tu nu ești acolo un simplu funcționar care poate rupă ușa la ora 4. Ești ministru al educației și când e o situație de urgență, cum era aceasta cu închiderea școlilor, puteai să trebuia să ai alte preocupări decât să te vezi cu colegii tăi ce au mai făcut după vacanță. Ligia Deca a transmis și ea un punct de vedere și nu vede nimic anormal în această petrecere. Mi s-a părut firesc ca după sărbători și după primele zile de activitate să ne vedem și să interacționăm și în cadrul informal. Am considerat că întărește coeziunea grupului, se întâlnesc oamenii și pot schimba impresii și planuri despre anul care începe. Scopul întâlnirii a fost socializarea cu echipa ministerului. A fost programată special după programul de lucru și fără nicio implicare a fondurilor din minister, a transmis ministrul educației.